Începând cu anul 2014, agenții economici din raionul Nisporeni vor plăti taxe locale mai mari. Primăria orașului Nisporeni vrea să sporească veniturile la buget și astfel a mărit mai multe taxe locale. Taxa de piață, taxa pentru unitățile comerciale și pentru prestarea serviciilor a fost majorată cu 50%. De 10 ori a fost mărită taxa pentru simbolica locală. Astfel, toți agenții economici care utilizează sau vor utiliza în activitatea comercială cuvântul Nisporeni vor plăti mai mult. Taxa de apăsare simbolicii locale. Am propus 1% față de 0,1% care era 0,1% anul trecut. Practic, taxa e majorată de 10 ori. Dar dați că noi să facem corect. Corect. Cineva îl bate mâncam și cineva îl bate mâncam. Unde îl bate mâncam? Nu, sunt mulți agenți. Concret, vorbiți, vă rog, cine? Concret, poți să dau, dar dacă mergi de sus până jos, puteți anexa la numărul 5. Măcar unul spuneți pe cine. Dați să mergi pe puteți anexa la numărul 5, vedem la fiecare magazin de construcții, câți au spus la fiecare magazin de construcții. Care are 50.000, care are 25.000. Unul în centru, unul în cap și altul de oraș. Este un magazin are 10.000 că stă într-un capăt, alt magazin în centru e 3.000, adică sunt foarte mult. Nu a venit în ședința comisiei, uitați-vă ce îmi face acolo. Mă scuzați. Nu te mă așteptați să vii acolo și faci dezbatere acolo, dar nu faci circ aici, nu căutați și ovi autoritet, că nu faci frumos. Bine, domnul Negel și domnul primar, vă rog, luați loc amândoi. Mari certuri între consilieri a creat și taxa pentru serviciile de transport auto pentru călători, care a fost propusă să fie 200 de lei față de 140 de lei, cum a fost în anul 2013. 140 de lei era votat anul trecut, în buget primăriei de la noi au venit aproximativ 50.000 de lei. Dar cine de la voi? De la firma de transportatoare de călători, da, Talisman. Asta e pentru prestare de... Asta e amplasare, da? Dacă se mărește 150 de lei, venitul o să fie undeva 65 de lei. Adică se mărește cu 10.000 de lei. Nu e că nu se mărește sau nu vin bani. Bine, am înțeles. Dacă se mărește cu 200, cum a spus, am înțeles. 80.000, e foarte mult. Am înțeles. Și toți au făcut și fac șmecherii. Se vorbește un agent economic, dar de fapt sunt trei asociați. Asta am vrut să întreb și eu, cine mă auzi? Sunt niște întrebări, știți, care, hai să nu strânim cei ce nu trebuie să vorbim. Noi nu suntem inspectoratul fiscal, noi nu suntem alte întrebări. Dar ce mai mare murdărie și ce mai mult se folosește, vreau zic, partea care o să avem de către dumnealor. După aproape 3 ore de certuri și confruntări, consilierii orășenești au votat pentru majorarea taxelor locale. De asemenea, a fost aprobat bugetul în prima și a doua lectură.